În îndepărtata galaxie se aud zvonuri că pe umila planetă Pământ se află o mașină care a făcut furori în galaxie. Vă prezint o pelinița. Hai norocilor la youtuberei, youtuberițe, youtuboschetari, youtuboschetărițe. Azi vă fac cunoștință cu noua, relativ vechea mea mașină, Opelnița. Mai exact, mai MILF car, să zic așa. Pentru că e o combinație erotică între vechi și nou, fiindcă este fabricație 2011, motorișcă 1.4, benzinică cu turbiniță non-color black, pe față xenonițe și ledulețe, deci mai pe scurt. Văzut, plăcut, luat, acceptat cu toate defectele, plus, desigur, jegul de la interior care a venit la pachet. Nu degeaba am făcut videoul ăsta, pentru că i-am promis și ei o curățire detailing, un duș așa general, să o readucem pe linia de plutire în ceea ce privește esteticul, după cum ați văzut și câteva pete pe scaun. Mai sunt câteva pete de-astea de mizerie pe aici, un pic de spremuță închegată aici pe scaun, dar se rezolvă, nu e asta problema. Hai să vă arăt un pic și la interior câte ceva, că pe cele... La roți, că n-am mai avut bani și de jentuțe. Sărăcie, mă, sărăcie. Bun. Am mai venit la pachet cu... multitudinea asta de kilometri, aproape 400.000. Bă, dar se ține bine. Având în vedere că românașul care a avut-o a fost... Românaș de Aveiro și a mers cu ea numai pe gaz. Are și câteva probleme. Mi-a apărut martorul ăsta de la pompă în bord. Momentan nu știu care e problema, dar o să o rezolvăm și pe aia. Încetul cu încetul le facem pe toate. Știți și voi că gazul este uscat și dăunează destul de mult motorului. Eu de când am luat-o merg numai pe combustibilul ei din fabrică, numai pe benzină. Și o să-i dau jos până la urmă instalația de gaz, că nu-mi place chestia asta. Nu-mi place să merg pe gaz și să-i dăunez. Încălzire în scaune la Gaways. Încălzire și în volan. Foarte util înainte de un gioco di mano, să ai mâna caldă. Consumul e undeva între 4,3 și 6,2 la drum lung. Desigur că în urcare te rupe. Ajunge și la 30. Dar... Bă, la drumul lung să știi că chiar m-a lăsat plăcut impresionat. Având în vedere că are 6 viteze, aici eram cu a 5-a mi se pare, dar dacă o bag și pe a 6-a, am un consum de, hai de cap, nu zici că e scooter. Nu, fără să exagerez, chiar la drum lung cel mai mare consum a fost de 6,8 maxim. Nu a sărit de 6,8. Deci ce pot să zic? De ce ar mai fi trebuit să pună gaz? Chestia asta nu o înțeleg. Până vedere că consum atât de puțin, păi cu un băț, dar n-am făcut la drumuri cu un băț de ziceam că nu se mai consumă combustibil. Deci n-are rost, fraților, să puneți gaz pe mașinile astea care consumă puțin. Nu-i văd rostul, nu-i văd... În fine, whatever, fiecare faceți ce vreți. Și aici a început detailing-ul adevărat, am bălăcit-o puțin, am spumat-o, după care a urmat curățarea mai deep, așa să zic, a interiorului, a plafonului, a scaunelor, dar piesa de rezistență, curățarea cu aburi, aia a fost cea mai eficientă curățare, pentru că a scos toate petele, inclusiv spermuța întărită, a ieșit tot, bă, tot, știi ce înseamnă tot, tot. Ce să mai detailing face diferența, s-a schimbat și mirosul. Probabil că fostul proprietar era fumător și se simțea așa un miros de nicotină în mașină, un miros așa necăcios. Dar acum miroasea primăvară și pregătită pentru gagicuțe, mamenii, pentru frumuseți. Miroasea primăvară, ce să mai... Și uite și rezultatul final, așa pe repede înainte. Eu zic că a ieșit super. După părerea mea a ieșit super, mai ales la exterior ziceai că e nou, acum ești după bandă. I-au dat cu un fel de ceară, un fel de protecție.
Și chiar a ținut detailing, mi l-am făcut. Ia uite, și pe anvelope mi l-a curățat așa frumos. Și efectiv arăta, ziceai că e nou. Uite și tu, impecabil. Și chiar a ținut vreo 3 săptămâni ceara asta, deci chiar a fost ceva calitativ. Ce să zic, mulțumesc băieților și o să mai apelăm când vom mai avea nevoie. Hai, vă las cu ultimele imagini. Vă ciuz și să vedeți cum am scos martorul ăla care apărea de la utilizarea îndelungată pe gaz. În sfârșit, boys, e gata. Haideți să vedeți ce am făcut. Am conectat și o mufiță aici și am reușit, am dat și kilometri înapoi. Scuze, i-am oprit erorile. N-am vrut să zic kilometri, mă refeream la erori. glumesc. I-am oprit eroarea aia din bord. Haideți să vedeți că nu mai pare. Bine, acum nu știu cât o ține, dar sperăm să țină cât mai mult. Ia. Să vedeți că nu mai apare.